Ray Steffo, Mike Bernardo, Francisco Filio, Erz, Ignașov, Boniaschi, Cyril Abibi. Sunt super nume din circuitul K1. Ei bine, toți aceștia și mulți alții sunt pe lista celor pe care i-am învins. În decembrie a pierdut în sferturi la Tokyo în fața lui Boniaschi, însă olandezul n-a mai putut continua în semifinale din cauza loviturilor primite. Doamnelor și domnilor, un super luptător din Croația vine Ștefan Leko! Și 98 de kilograme. Este din Croația și, după cum știți, anul trecut a fost în primii 8. Are un palmares impresionat în K1, 42 de meciuri, 27 de victorii, 10 KO și 14 înfrângeri. Are și alte 69 de partide în alte stiluri, dintre care 54 de victorii și 32 prin KO, doar 14 înfrângeri. Ștefan Leko a mai fost în România în 2005 la Local Combat. Putem spune că de acolo și-a început ascensiunea din nou pentru circuitul mare K1. A revenit după o accidentare la spate. A luptat în Pride, dar se pare că acest sistem nu i-a plăcut. Se pregătește în Olanda la sala care scoate campion pe bandă, Golden Glory, clubul care a avut anul trecut doar 3 finaliști la Tokyo. Semishield, Leko și Khalid Arab. Și să nu uităm pe Moroșanu, sportivul care român care a avut curajul să-l înfrunte pe Ștefan Leko. Haideți să-l vedem pe românul nostru în acțiune. Sperăm să facă o figură frumoasă sau să termine meciul în picioare. Aveți în imagine pe Cătălin Moroșanu concentrat ca de obicei, salutul său de fost rubist l-a făcut înainte de a urca în ring, acum să vedem dacă îl va impresiona prin haka și pe Ștefan Blitz Leko. Se uită Leko spre el, a zâmbit și Khalid Arab. Are 4 partide la profesioniști Cătălin Moroșanu și deja a acceptat, iată, să se bată cu o vedetă din K1. Asta înseamnă că are o inimă mare și este un mare lucru să ai curajul să-l înfrunți pe Ștefan Leko, unul din finaliștii de anul trecut din K1. Ștefan Leko spunea că își dorește să termine această partidă repede, prin knockout. Este, bineînțeles, favorit la casele de pariuri Ștefan Leko cu o cotă de 1,15 la 1 față de 4 la 1 cât are cota Cătălin Moroșanu. Concentrat la maxim Cătălin Moroșanu, care nu slăbește din ochi pe Ștefan Blitz Leko. A văzut multe în cariera sa Ștefan Blitz Leko, dar probabil o privire așa pătrunzătoare ca lui Moroșanu nu a văzut de mult. Să vedem începutul de partidă. Moroșanu versus Leko se duce la bătaie. Bineînțeles, Moroșanu, Leko îl ține.
Și Mărășanu stilul său caracteristic. Ia aplică două lovituri în braț lui Leco. Ia două lovitură de genunchi. Încearcă să dezechilibreze două genunchi al lui Leco. Leco se duce și el la bătaie. Uppercut de dreapta pentru Stefan Leco. Și iată bătaie între cei doi fără menajamente. Leco a acceptat duelul cu românul nostru. Probleme la început de partidă pentru Cătălin Mărășanu, care a spart arcada dreaptă. Cu acea lovitură de genunchi. Se vede că experiența spune cuvântul. În acea serie Leco a executat și o lovitură de genunchi care a lovit exact unde trebuie. În decembrie anul trecut, Stefan Leco a pierdut la Tokyo cu Remi Boniaschi. La Osaka îl învinsese pe Ray Sefo, care este și el prezent aici la București. Numai luptători 1 și 1 în K1 România. Continuă prima repriză între Mărășanu și Leco. Rede Leco. Stânga-dreapta aruncă Mărășanu, apoi ca și cum ar placa ca la Ruibii pe Leco. Iată o lovitură directă în plin. Și Mărășanu se luptă cum știe el mai bine. Atacă, face ce știe mai bine. Interesant, croșeu de stânga lui Mărășanu și s-a dus din nou pe Leco. L-a văzut Mărășanu acum 2 ani pe Leco la patinoar din București. El avea atunci de-abia 2 săptămâni de când s-a apucat de kickboxing și iată numai după 2 ani luptă cu Leco. Și iată că deocamdată luptă de la egal la egal cu Stefan Leco. Dovedește că are multă inimă și își dorește să învingă, merge numai înainte. Și iată că toată sala îl susține pe sportivul român. Publicul și-a adus aminte de ce a venit la Polivalent, în special să încurajeze pe luptătorii români. Daniel Ghiță a încheiat cu bine partida cu Nobohea și a câștigat la puncte. Este rândul lui Mărășanu să-i facă față celebrului Stefan Leco. S-a dezechilibrat Leco, a încercat o lovitură de genunchi și a fost și atacat de către Mărășanu. Croșeu de stânga bună a lui Mărășanu. Scădere de nivel a lui Leco și îl împinge Mărășanu. Rezistă un pas, înapoi nu face. A început să umble la cutia cu surprize Stefan Leco, un procedeu senzațional. Trebuie să observăm câtă luciditate are Stefan Leco. Luptă mult cu capul înainte Cătălin Mărășanu, iată și-a băgat brațele între pumni pentru a se proteja de loviturile lui Leco. Mărășanu își face jocul, lovește și îl ia în brațe pe adversarul său. Lovitură înaltă, a prins Leco, vine și upper cu tur de dreapta, dar Mărășanu ripostează, nu-i nicio problemă pentru el. Directă de stânga, vine și piciorul. Combinație braț-picior pentru Cătălin Mărășanu, care are și el ia în brațe pe Leco și se termină prima repriză între Mărășanu și Leco. Lovitura din întoarcerea lui Leco, care s-a oprit în ficatul lui Mărășanu, a dus până la urmă toată repriza Cătălin Mărășanu. Lovesc după stilul său caracteristic. Vrea să-l dea joc de ring pe Leco. Lovitură înaltă de picioare lui Cătălin Mărășanu, zâmbește sarcastic Leco, care a văzut multe în cariera sa. Zâmbește la corp Mărășanu, brațele sus, îi se cere din cochiul său de către arbitru, de către antrenorul Mihai Constantin. Lovește și el lupătul de dreapta. La corp, Leco a rezistat și a încercat o combinație. Și o lovitură din întoarcere, un rachier reușit de Stefan Leco. Împingere se cere de la col să-l obosească pe Leco. Croșeu de dreapta, directă de stânga, uppercut acum pentru Leco, care încearcă să-și păstreze calmul în fața acestui stil enervant al lui Cătălin Mărășanu, dar bun pentru român. Stefan Leco parcă îl consumă de energie pe luptătorul nostru, dar după cum vedem, Mărășanu nu dă înapoi. Continuă să-l lovească. Leco își pregătește un uppercut, un croșeu.
Break! Și iată, toată sala încurajează pe Moroșanu. Încearcă Leco să-și mărească distanța pentru a lovi cu piciorul. S-a întâmplat la faza precedentă. Moroșanu îl ține din nou pe Leco. Croșeu de stânga pentru Cătălin. Și-l ia din nou în brațe pe Leco. Intervine din nou arbitrul Condov. Low kick tare pe interior pentru Moroșanu. Și se odinește din nou pe pieptul lui Leco. Oh, iarăși acum a venit acea lovitură din întoarcere. L-a ficat, s-a întâmplat și prima repriză. Acum, din păcate, Cătălin Moroșanu îl privește cu răutate pe loc. Are puterea să-i zâmbească. Se ridică până la urmă când ajunge numărătoarea la 7. Incredibil, Moroșanu conduce. Acum încearcă să conducă lupta în fața lui Leco. S-a ridicat și continuă lupta. Din nou, s-a terminat acum. Dată ficatul lui Moroșanu, probabil... S-a umflat la această lovitură. Este un fit tehnician și a demonstrat asta. Iată, toată sala susține pe Moroșanu. Dar acesta merge înainte. Probabil lui Leco nu-i vine să creadă că a lovit de două ori cu călcâiul în ficatul lui Moroșanu și acesta continuă. Iată, iată ce trebuie. Croșeu de stânga lui Moroșanu. Lovește pe la spate, lovește pe la spate. Iar arată ce înseamnă tehnica. Totuși. O lovitură înaltă de picior a încercat Ștefan Leco, s-a dezechilibrat. O, face spectacol și croatul. Și Moroșanu pleacă ușor precoltul său pentru... Moroșanu versus Leco, partidă pe care nu vom uita cu siguranță prea curând și a revenit Moroșanu și încearcă să-l surprindă pe Leco, rămas pe corzile ringului. Iarăși a încercat o lovitură din întoarcere, upper cu de dreapta, croșeu de stânga, dă din brațe și Moroșanu și îl ia în brațe, prietenește pe Leco. Croșeu de stânga pentru Moroșanu. Își joacă ultima carte, lovește până în ultima clipă. Upper cu de dreapta pentru Leco, a venit și croșeu. Lovește și ține apoi. Și Moroșanu este susținut de toată sala aici. Sala polivalentă îl aclamă pe Moroșanu. Break! Un tip care acum 2 ani de zile, Cătălină, nu intrase încă într-o sală de arte marțiale, este de admirat curajul, da, efortul și progresul pe care l-a realizat. A avut o evoluție fantastică și a progresat, doar că cu puțină tehnică Moroșanu ar putea ajunge mult mai sus. Are o voință de fier, nu contează cât primește, cât de lovit este, el își face treaba, lovește. Îl vedem și pe Iftimoaie că l-aclamă pe Moroșanu. Probabil că următorul meci vrea să-l facă cu el. Croșeu de stânga pentru Cătălin Moroșanu. Pas în spate, a despărțit Condov. Cerca să lovească mediu Moroșanu. S-a apărat bine Leco. Cu de dreapta în plină recepționa Moroșanu și a calculat bine acest atac, a ratat croșeul și l-a penalizat Leco. Foarte multe clinciuri în această repriză, iarăși upper cu de dreapta, lovește și Moroșanu la corp, la cap, l-a surprins acum pe Leco cu vivacitatea sa, încearcă din nou lovitura din întoarce, lovește cu croșeul Moroșanu. Înțeles Ștefan Leco care este tactica lui Moroșanu pentru această repriză, lovește și apoi îl ia în brațe, cum se întâmplă și acum. Genunchia lui Leco, venea și lovitura de braț, însă iarăși îl ține Moroșanu. Probabil încearcă să termine această partidă în picioare Cătălin Moroșanu, ar fi o mare realizare oricum pentru el. A încercat iarăși lovitură din întoarcere. Moroșanu n-a mai auzit decizia.
A rămas în picioare până la urmă Cătălin Moroșanu, moartea din Carpați, în fața lui Stefan Briț Leco, finalist anul trecut în circuitul K1 la Tokyo, între primii 8 luptători. Iată, l-a pupat cu admirație Leco pe mai tânărul său oponent. Cu siguranță a câștigat Stefan Leco această partidă, însă... Da, Moroșan a fost numărat și de două ori, dar a demonstrat că e bărbat, s-a ridicat și a continuat. Aveți în reluare acea lovitură din întoarcere care i-a tăiat gazul, cum se spune, lui Cătălin Moroșanu. A fost numărat Ieșanul. Ești bun, ești bun, a încercat să-i spună probabil Stefan Leco, așa, dând din cap, însă mai ai de muncit pentru a ajunge la nivelul meu. Stefan Leco, la 33 de ani, final anul trecut la Tokyo, în acest an este calificat direct în gala eliminatorie care se va desfășura la Seul și decizia din acest super fight între Leco și Moroșan. Crezi că are emoții Leco? Nu. N-a avut emoții de la început, vă dați seama, având atâtea meciuri în K1, s-a observat la un moment dat că și-a făcut tehnică și i-a făcut și semnul Moroșanu că are inimă. Stefan Leco! A câștigat în și normal Stefan Briț Leco această partidă. Nu a fost knockout, a câștigat la puncte. Iată, Moroșanu are puterea să-și ridice învingătorul Rei Sefo. Și iată prietenul său, legendă, este, da? Prieten, este prieten cu Leco, Rei Sefo. Rei Sefo i-a înmânat cupa de învingător lui Stefan Leco. Acesta a fost super fight-ul dintre Leco și Moroșanu. Și să spunem că Moroșanu a avut o performanță pentru că i-a rezistat reprezentul lui Stefan Leco. Mulți luptători nu i-au rezistat lui Leco cele trei reprize. Și este abia la a patra partidă la profesioniști Cătălin Moroșanu. Cu siguranță... A pleacă capul în fața lui. Frumos gest. Prin aceasta i-a spus că e mai bun. Urmează în câteva momente finala K1, finala piramidei aici pe ProTV între Brecht Wallis și neozelandezul Paula Matawele în câteva momente. Am ajuns la ultimul meci al serii, doamnelor și domnilor, finala piramidei. Acesta este trofeul pe